Bună, draga mea urmăritoare! Uite ce minunății îți prezint în acest tutorial. Ombre cu gelurile Paint de la Noblesse, folosind pe urmă gel polish top coat. Și să începem, voi folosi o pensulă limbă de pisică cu care voi aplica culoare pe tipsul care este deja mătuit, iar în cazul tău, draga mea urmăritoare, se presupune că ai unghiuțele cu gel, iar gelul finisat, mătuit, dat formă și așa mai departe. Perfect pentru aplicarea culorii, să zic așa. Aplic fără să mă stresez prea tare, culoarea neuniform, nu are importanță. Îmi șterg pensula, după care aplic următoarea nuanță, puțin mai în jos, și anume verde, lime green de la Noblesse. Tot așa, fără să mă intereseze dacă e aranjată chiar perfect sau nu, sau dacă se ating între ele nuanțele, nu mă deranjează nici acest aspect. Iarăși îmi șterg pensula și pun următoarea nuanță, fiind corai. O pun într-o cantitate mai mare și îți spun acum și de ce. Pentru că în momentul în care eu voi veni cu pensulica următoare ca să creez ombre și trăgând, să zic așa, în ghilimelele de rigoare de culori să vin spre vârf, se va estompa mult din corai, se va furat mult din nuanța corai. Voi folosi o pensulă de tip fluffy, să zic așa, sau evantai puteți să folosiți dacă are fire din păr natural. Această pensulă este o pensulă anume pentru ombre și se numește Amigel, Amigel. O găsiți, cred că, pe site-ul HMI. Și dacă nu o aveți pe aceasta, nu este mare problemă, puteți să folosiți o pensulă Evantai, dar după cum vă spuneam, să aibă firele moi, da? Să nu aibă fire rigide, foarte tari, foarte duri sau groase, da? Să aibă fire foarte moi. După cum observați, aceasta se îndoaie foarte ușor când apăs pe tipsuleț. Și prin aceste mișcări de tapotare și stânga-dreapta pe unghiuță, îmi amestec culorile, mai șterg pensula din când în când am surplus foarte mare și când urmează să trec pe o culoare care ar putea să aibă contrast foarte puternic, atunci, ca să nu merg cu verde în corai, să zic așa, am șters puțin pensula înainte de asta. Și îmi șterg pensula mai cu atenție, mai perfect, ca să nu-mi rămână culoare deloc pe ea și încep iarăși de sus, de la cuticulă. Prin aceeași tehnică de, să zic așa, împing puțin spre cuticulă și trag spre vârful unghiuței. Asta e mișcarea și este rapidă și tremurată. Asta ar fi descrierea mișcărilor. Draga mea urmăritoare, să nu fii dezamăgită dacă prima dată când vei încerca tehnica nu o să-ți iasă, crede-mă, nici mie nu mi-a ieșit din prima și am mai încercat până când mi-a ieșit, pentru că trebuie să iasă, da? Așa suntem motivați că trebuie să iasă, da? Trebuie să reușim. Gelurile trebuie să-ți fie foarte, foarte pigmentate și chiar să nu curgă, da? Să aibă o viscozitate medie spre scăzută, să nu curgă. După cum observ, draga mea urmăritoare, gelurile mele nu curg deloc, nu se întrepătrund singure, dar asta nu ar fi o problemă că s-ar întrepătrunde, că ne-ar avantaja. Însă este o problemă când gelurile curg, pentru că în timpul ăsta în care noi avem nevoie să facem toate aceste lucruri, s-ar putea să curgă în cuticulă, da? Și nu vrem asta, nu vrem să curgă în cuticulă, pentru că toată treaba asta durează circa 3-4 minute până facem ombră și atunci în timpul ăsta s-ar putea să ne curgă în cuticulă și nu vrem, da? Tot repet pașii până când îmi arată foarte bine. De la distanță deja arată bine, dar ne trebuie să arate și de la apropiere foarte bine, da? Și puteți să întoarceți chiar și mânuța puțin, să trageți de la vârf spre cuticulă. Și cum anume faceți asta? Îi poziționați astfel mâna clientei ca ea să-și vadă sub unghiuță. Da? Încercați să gândiți logic treaba asta. Deci întoarce mâna spre ea, astfel încât ea să vadă sub vârful unghiei. Și atunci voi veți putea avea o poziție
corespunzătoare, astfel încât să puteți să lucrați cu pensula de la vârf spre cuticulă. Nu este o problemă dacă chiar în zona cuticulei nu atingeți, pentru că, după cum observați, albastrul meu rămâne intact. Nu este chiar la cuticulă, nu este combinat cu verdele. Și atunci nu mă deranjează dacă nu ating chiar până la cuticulă. Îmi șterg pensulica și vă arăt iarăși să vedeți cum arată. Mai revin puțin peste, unde nu-mi place cum arată, unde aș vrea să arate puțin mai bine. Verdele, dacă ți amintești, draga mea urmăritoare, când am aplicat culorile, a fost puțin produs, să zic așa, a fost mai îngust verdele decât albastrul și coraiul. Și din această cauză deja se vede lipsa lui. Iarăși îmi șterg pensula. Cam acesta este aspectul. Voi pune la uscat. Și pun din nou culoare. Mai pun un strat de culoare. Și aceeași tehnică o repet încă o dată. Draga mea urmăritoare, dacă îți plac aceste geluri paint de la Noblesse și vrei să le comanzi, atenție căci dacă faci o comandă de minim 100 de lei la Noblesse și în secțiunea cod voucher reducere scrii codul Ionela, primești o reducere de 10% da? La comenzi de minim 100 de lei. Dacă pui codul Ionela în secțiunea voucher sau cod reducere, cum îți apare acolo, primești o reducere de 10%. Așadar, care este favorita ta? Care ți-o dorești cel mai mult? Asta dacă ai văzut unboxing-ul, videoclipul de prezentare. Mie îmi place cel mai mult nuanța galbenă și pe urmă, ca varianta 2, îmi place albastrul. Draga mea urmăritoare, dacă îți place ceea ce postez eu, cum îți explic și ce vezi în tutorialele mele, poți să te abonezi la canalul meu și chiar te rog să mă ajuți cu share acestui videoclip și oricărui altuia, dacă îți vrei și îți place ceea ce postez în ele. Poți să le distribui pe grupurile de socializare în care tu ești înscrisă, mai ales dacă sunt de manicură, este și mai util. Ca să vadă cât mai multă lume tutorialele mele, care cu siguranță le ajută și pe celelalte fete. Și apropo de asta, să știi că ceea ce fac eu pe acest tips nu se numește baby boomer, se numește ombre. Baby boomerul este acela în care, ca și nuanțe combinate, sunt folosite albul la vârf și o nuanță nude la cuticulă. Da, doar acelea se numește baby boomer. În rest, acesta în care sunt combinate mai multe nuanțe se numește ombre. Ok, draga mea urmăritoare, și în cazul în care ai mai multe întrebări la care ai observat că nu ți-am răspuns până acum sau vrei să vezi ceva mai special, care, de exemplu, cum ar fi construcția, nu am arătat-o până acum, sau ai întrebarea care o primesc cel mai des de la urmăritoarele mele, și anume aceea că ce produse am nevoie pentru a începe să pun unghii tehnice, găsești răspuns la ea înscriindu-te sau abonându-te pe site-ul meu de cursuri online, Patreon, la cursurile online. Da, ți las un link în comentariu, în primul comentariu de la acest videoclip și îl găsești și în descriere. Așadar, oriunde dorești, poți să te înscrii la cursurile mele online, pe Patreon, unde vei găsi mai multe informații decât care le găsești până acum pe YouTube gratuit. Ei, draga mea urmăritoare, cum ți se pare până aici? Deja arată mult, mult mai bine, da? E frumos, da? Abia aștept să încerci și tu tehnica și
poți să-mi scrii în privat mesaje pe pagina mea personală de Facebook, a cărui link găsești la fel în descriere. Poți să-mi trimiți, să zic așa, poze, să văd dacă ți-a reușit și ție ombrele. Foarte, foarte frumos deja, foarte, foarte frumos. Ombre sau chiar degrade, se mai poate numi, dar mai profi ar fi ombre. Voi pune la uscat. După care voi aplica un top coat mat peste tot tipsul. Atenție, topul mat are o viscozitate medie spre scăzută, astfel încât, atenție, în cazul în care vrei unghiuțe foarte subțiri, să nu pui mult produs, pentru că acest top mat îți îngroașă mult unghiuța. În cazul meu este ideal, eu vreau să îngroș unghiuța pentru că gelurile fiind paint au lăsat dâre, au lăsat urme, să zic așa, și vreau să le acopăr, da? Și atunci voi veni cu o bulă de produs peste, ca să nu se mai cunoască acele striații prin luciul topului, da? Ia uite, și îl autonivelez acea bulă, astfel încât deja unghiuța apare mult mai finisată, da? Ca să nu apucă să nu apuce să curgă pe laterale sau în cuticulă, să presupunem, întorc degetul invers și bat puțin în deget ca să se autoniveleze și mai frumos. După care am uscat la lampă și acum voi degresa. Și am terminat modelul. Vă voi mai arăta pe încă un tips. Acela îl voi face lucios. Și chiar poți să-mi lași comentariu în care să-mi răspunzi care ți se pare mai frumos, lucios sau mat. Care îți place mai mult? Voi pune galben pe vârful unghiuței și la cuticulă. Ce culoare voi pune? Cea mai țipătoare culoare. Corai. Combinația ideală pe vară. Și încep prin aceeași procedură care ai văzut-o și la primul tips. Încă de la cuticulă încep și tapotez culoarea, astfel încât să o întrepătrund cât mai bine și să ajung cu ea în următoarea nuanță. Da, draga mea urmăritoare! Nu uita că dacă la Noblesse îți faci o comandă de minim 100 de lei și în secțiunea cod reducere sau voucher scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Și draga mea urmăritoare, dacă dorești, te poți abona la cursurile mele online de manicură de pe site-ul Patreon, a cărui link îl găsești în primul comentariu de la acest tutorial sau în secțiunea descriere la ultimele tutoriale care le postez eu în ultima perioadă. Te aștept cu drag pe Patreon, unde deja suntem 67 de cursante. Sunt înscrise. Te aștept și pe tine cu cel mai mare drag.
În ultimul curs postat pe Patreon am arătat cursantelor ce produse sunt necesare pentru a începe să pui unghii tehnice de la A la Z, absolut fiecare produs, atât ca și aparatură, instrumente, cât și produse. Am explicat în cursul, în ultimele două cursuri de pe Patreon. Așa că, dacă și tu ești interesată și încă nu ai găsit răspunsul la această întrebare, cu ce produse ai nevoie să începi să pui unghii tehnice, aștept să te înscrii și tu pe Patreon, la cursurile mele online de manicură și găsești link pentru a te înscrie în primul comentariu de la acest tutorial sau în secțiunea descriere sau pe rețelele de socializare unde mă găsești pe mine, pe site-ul meu, pe pagina mea de Facebook privată cu numele Ionela Ana, pe pagina salonului sau pe Instagram, dascălui Ionela Ana, ca și pe YouTube, unde dorești tu, draga mea urmăritoare, și te mai rog să mă ajuți cu distribuirea acestui tutorial, dacă ți-a plăcut foarte mult, distribuie-l pe grupurile de unghiuțe ca să-l vadă cât mai multe fete și să afle și ele cum să facă un ombre cât mai reușit, draga mea urmăritoare. Asta ca să mă ajuți pe mine să vadă cât mai multă lume și să le ajuți și pe acele fete să afle cum să facă. Dacă ție ți se pare util și îți place, poți să te abonezi și să apeși chiar și pe clopoțelul de lângă Abonează-te ca să fii notificată de fiecare dată când eu mai postez ceva nou. Scuze, dar la un moment dat realizam că nu se vede clar și mai mișcam tipsulețul, dar este foarte ciudat când faci ceva atât de migălos, cum este în momentul de față să creezi ombre. Este foarte ciudat să te uiți și pe ecran, să vezi dacă se vede bine și pe tipsul pe care eu lucrez. Însă bănesc că din aceste două tipsuri, care deja ți-am arătat pe ele cum se face, sper că ai reușit să înveți, sper că ai reușit să realizezi. Gata cu primul strat, voi usca la lampă, după care voi veni cu al doilea strat pentru o pigmentare mai puternică. Mai pun încă o dată aceleași culori. Îți place ce am eu pe șervețel? Culori colorate. Multe, multe culori. După cum poți observa, când am ajuns deja în cea de-a doua nuanță,
Am șters pensula ca să nu-mi prea pigmentez galbenul cu corai. După care, întorc unghiuța și trag de culoare de la vârf spre cuticulă. Unde nu mi se pare chiar perfect, mai pot reveni. Nu contează că nu revin chiar de sus, însă atenție să nu atingi doar o dată. De unde ai văzut că vrei să revii, revii până jos. Da, cum ți se pare, draga mea? Perfect, da? Asta îmi place cel mai mult. Este ultimul timp în care am exersat cu pe celelalte. Și aici voi aplica gel polish top coat. Un top coat cu strat de dispersie și cu o viscozitate medie spre scăzută, astfel încât nu curge și poate să-mi dea grosime unghiuței. Și mă ajută să nu se mai cunoască acele zdâre lăsate de gelul paint, da? Îmi place că pot să creez chiar un blic sau un apex cu acest finish. Și rezistența lui este destul de frumoasă, destul de bună. Da? Observ că am venit cu o bulă peste ca să am un blic perfect. Ia uitați ce frumos se văd veiozele mele. Aveam două veioze când lucram și se văd perfect în tips, în unghiuță. Asta înseamnă blicul perfect. Da? Gata, ne apropiem de final. Aici se apropie finalul tutorialului de astăzi. Draga mea urmăritoare, nu uita să distribui acest tutorial și să te abonezi la canalul meu dacă îți place ceea ce eu postez și te aștept, de ce nu, și la cursurile online de pe Patreon, unde doresc să te înscrii și găsești linkul în descriere sau în primul comentariu sau pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram. Până data viitoare, draga mea, te pup, să ai grijă de tine, soare în suflet, zâmbete pe buze și unghiuțe cât mai perfecte. Pupii!